Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi acest videoclip. Bineînțeles că dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine sau dacă ți-a ieșit în cale acest videoclip și ai simțit nevoia să asculti. Hai să vedem. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în descrierea videoclipului, dar și în primul comentariu. Ok. A început citirea. Parcă cineva aici îți mănâncă din strălucire, nu știu, te faci să-ți pierzi încrederea. Bun, văd aici un prieten sincer, un prieten înțelept, cineva care, știu eu, poate a trecut printr-o perioadă complicată. De asemenea, văd pe cineva care își dorește multă pace cu tine, cineva își dorește prietenie, cineva își dorește împăcare. Ce mai văd aici este că ești într-o perioadă înconjurat de foarte mulți oameni, sau poate ai un prieten unul și bun. Pe de altă parte, ideea de prietenie, văd că este foarte importantă în acest moment pentru tine, uh, poate este vorba și despre faptul că într-o relație, da, prietenia poate să fie uh, importantă. Văd multă fidelitate din partea cuiva de asemenea. În plan personal, păi, în plan personal, așa cum ziceam, văd aici niște persoane care se fură din strălucire, da? Parcă, cineva, parcă sunt oameni care se încarcă de la energia ta. Pe de altă parte, văd o problemă legată de trei persoane. Fie este vorba despre un triunghi amoros, fie pentru unii este vorba despre o problemă legată de un cerc de prieteni. Da? Este aici ceva care încă nu e cunoscut, ceva care e pe jumătate știut pe de altă parte, văd o oarecare discuție mai puțin plăcută care a avut loc. Apoi avem luna, da? o lună plină, deci un moment de foarte mare emoții, văd aici pentru tine. Ce mai văd este faptul că undeva la o vreme de seară te poți întâlni cu un prieten sau cu o persoană dragăție, însă mai văd și un moment de retragere, de izolare, e un moment în care poate simți nevoia să stai puțin tu cu tine. Da, tu cu tine. Um, parcă este o concurență aici. Da? Mai văd o femeie cu o problemă sau cineva care uh, încearcă să accepte un sfârșit. Hai să vedem ce e cu ce ăștia aici. Turnul. Oh, ok. Turnul. Turnul vine cu o declarație șocantă a cuiva. Dacă n-ai primit, o să fie da? are legătură, nu știu, cu un cavaler de cupe, un rege de monede, deci cineva aici care îți face o declarație sau cineva care, nu știu, trece printr-un moment complicat, dar nu știu de ce am eu senzația că tu nu știi de omul ăsta, doar intuiești. Ia să vedem noi. Eremitul, o legătură cu Zodia Fecioară. Deci aici Poate un secret pe care l-ai aflat sau poate este un moment așa de izolare într-o relație, parcă o relație e pe sfârșit, e pe final. Însă, în același timp, văd și o conștientizare puternică pe care ai avut-o, care, nu știu, poate a fost puțin ciudată, poate dureroasă. Da? Hai să vedem luna plină, ce vrea să spună. Șapte de cupe, ei, aici nu știu, parcă e o întâlnire cu cineva și parcă, nu știu, lăsați realitatea în urmă, mai poate să fie. Șapte de cupe, uite, poate să însemne și un moment în care uh, cineva îți face niște promisiuni, sau poate să însemne și un moment în care te întâlnești cu o persoană care are foarte mari așteptări, fie de la tine, fie în general de la viață. Hai să vedem luna plină. Lumea doi de monede. Da? Lumea 2 de monede. Aici am. simt eu că se sfârșește ceva legat de o dualitate. Deci cineva care e prins aici, între prieteni și familie, între dragoste și prieteni, între două situații diferite. Lumea vorbește despre un sfârșit, despre o eliberare. Deci această durere, această senzație de aici se duce, pleacă. Mai vreau o carte. 6 de bâte, deci mie aici îmi apare o victorie, doar că victoria asta simt eu că e pe neașteptate da? și se petrece într-un mod în care nici nu-ți imaginezi, că și cum nici nu înțelegi cum s-a întâmplat chestia respectivă, când s-a ajuns acolo. Regele de cupe, 4 de cupe fă are o legătură cu o persoană aici puțin îmbufnată, supărată. 8 de bătești. Deci, niște mesaje. Da? Faci un schimb de mesaje cu cineva. 5 de monede. Cineva care, nu știu, are o problemă, fie de sănătate, fie este o problemă legată de bani. Văd aici, din nou, energia unei persoane care suferă după un sfârșit. Hai să vedem în continuare. Bun, aici văd că studiez ceva, analizezi o situație. Este un moment în care poți să afli tot felul de informații importante legate de muncă sau legate de sfera financiară. Niște vești pozitive care apar, mai văd aici, dar poate să însemne și un moment în care mergi să-ți cumperi ceva pentru cunoașterea ta, adică, nu știu, cumperi un curs, o carte, da? Următoarea carte, Steaua, foarte frumos, deci aici apare o noutate extrem de plăcută, Parcă în, în acest moment cauți niște soluții la o problemă Financiară sau O problemă legată de muncă și soluția vine că steaua spune că soluția apare Pentru unii parcă în un moment în care mergeți și cereți o ghidare de la cineva Da cereți să vă citească cineva în stele sau nu știu Undeva Mai poate să fie și o noutată extrem de plăcută aici care vine printr-un e-mail sau printr-un apel telefonic Hai să vedem despre ce este vorba, puterea, deci este un moment în care tu ai o foarte mare încredere în ceea ce cunoști. Puterea spune și despre o legătură cu zodia Leu. Pare că ești lider în ceea ce faci sau ești șef. Uite. Un drum pe care îl faci și care e provocator, poate Soarele din nou, deci aici e o strălucire pe care tu o ai. Poate un succes legat de muncă sau poate este vorba despre o veste extrem de pozitivă legată de bani. Ai încredere în tine, în cunoașterea ta. Uh, hai să vedem steaua asta ce zice. Regele de cupe. Hmm. Regele de cupe moartea. O legătură cu zodia scorpion foarte puternic, uh, rac. Pești, dar văd aici clar că se finalizează ceva. Deci această noutate, această veste care apare pur și simplu îți luminează calea, îți luminează mintea. Parcă uh, parcă par este vorba despre o finalizare a unui proiect de suflet sau pentru unii, bineînțeles, poate avea legătură cu o decizie importantă a unui bărbat din jur. Este o decizie legată și de o moștenire sau de o sumă de bani. Magicianul, 10 de spade, deci poate e cineva care te-a trădat sau cineva care suferă aici și care vine și îți dă o veste. Pajul de băte și doi de cupe. O nouă activitate pe care o facem împreună cu o persoană dragăție, dar bineînțeles că este și un moment aici în care. Primești o veste pozitivă de la un coleg sau o veste pozitivă în legătură cu banii, dar și cu viața. Personală da, parcă e ceva care se leagă. Ai un noroc aici foarte mare printr-un bărbat, printr-un șef, printr-un sfârșit, printr-o decizie care se ia, dar pentru unii parcă decizia asta nu, nu ține de voi, da? Decizia asta se ia undeva sau o ia altcineva, deci nu ține de voi. Hai să vedem. Se dă o lege. Surpriza este de la un bărbat, da? Surpriza e marte. Surpriza poate să vină... Deci de la un bărbat sau surpriza poate să țină printr-un mod prin care cineva acționează. Da? Uh, surpriza aici poate să vină și prin pasiunea cuiva. Da? Wow, ce frumos! Deci, surpriza, dragilor, aici este un cadou pe care îl primiți de la un bărbat sau o veste bună legătură cu un bărbat. Mai poate avea legătură și cu o instituție cu nume masculin, da? Poate fi și asta. E o petrecere, o celebrare. Hai să vedem ce e cu surpriza. Ce e cu Marte aici. Și cu bărbatul ăsta. Uh, un bărbat supărat, plângăcios. Surpriza e de la un bărbat supărat, plângăcios, obosit, dar cineva care, nu știu, poate a petrecut și acum e obosit. Sau surpriza poate să vină de la o persoană supărată. Da? Un bărbat care e supărat, e trist pentru o pierdere. Cineva care suferă aici. Mai vreau o carte. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Deci, surpriza poate să vină de la un bărbat viclean sau cineva care este foarte rațional. Deci, omul ăsta are totul foarte bine pus la punct, dar e foarte rațional din fire. E înțelept în același timp și probabil nu ies planurile. Ia să vedem noi, încă o carte, da? Și avem cavalerul de băte, 9 de băte. Ei, surpriza, a, și nebunul, aule. Ă, surpriza poate să țină de faptul că această persoană este foarte temătoare să se întâlnească cu tine sau se simte atras de tine doar că nu știe ce să facă, nu știe cum anume să acționeze. Ok, hai să vedem, pentru că nu știu, fie sunteți colegi, fie aveți o legătură undeva. Hai să vedem ce spune cealaltă carte. Trei de monede. Deci aici este o reușită, o bucurie legată de un grup format din trei persoane sau o reușită legată de studii, de un examen. Poate să fie o veste extraordinar de bună care apare legată de bani. Da? Legată de bani. Bani pe care îi primești. Da, poate are legătură cu o nedreptate care s-a făcut în trecut, fie legat de o instituție, și acum se rezolvă problema. Mai iau o carte și apoi clarificăm puțin cu tarotul meu. Deci, vestea pe care bărbatul ăsta ți-o dă, ție îți oferă o mai mare încredere în tine. Da, poate este o veste legată de bani. Pentru că, uite, temperanța aici vorbește despre o legătură cu zodia săgetător, dar și despre vindecare, despre pace, despre. Faptul că reușești să ajungi aici într-un anumit punct. Dar avem 10 de cupe, 10 de spade și spânzuratul. Deci unii e posibil să aflați și de o problemă. Pe care cineva o are în familie sau cineva care are un ideal. Da și care nu. Uh, e conform realității. Hmm. Să vedem ce spune tarotul meu cu surpriza asta, deci surpriza e de la un bărbat. Avem o bucurie mare, o femeie în vârstă și realizarea dorințelor. Deci, surpriza pentru tine are legătură și cu o femeie matură, o bucurie mare, dar și cu uh, dorințele tale care devin realitate. Un bărbat în vârstă, viclean, cu lacrimi și cu un cadou sau cu o surpriză. Cineva care te sună și îți dă o veste destul de surprinzătoare. O persoană plăcută, noroc și companie plăcută, poate în cadrul unei întâlniri afli niște lucruri care te surprind extraordinar de mult, Uite care țin de un sfârșit surpriză. Un sfârșit surpriză, deci cineva nu se așteaptă la chestia asta și cu bărbatul ăsta ce cu supărarea aia. Supărare are legătură cu niște bani, cu bani mulți. Ți-am zis, poate tu ai avut o supărare în legătură cu omul ăsta și acum se face dreptate. Um, poate este vorba despre o supărare pe care o are legată de o casă, o mașină. Uite, iar deci bărbat și lacrimi. Un om înlăcrimat, dar vreau să văd de ce că am înțeles că e vorba de bani sau e vorba de ceva foarte mare, de ceva cu valoare drum lung și casă străină. Și are legătură cu un drum lung. Cu zona străinătății. Nu Poate auziți de cineva din jurul vostru care are niște probleme, cineva care e la drum lung de voi. Hai să vedem ce spune oracolul ăsta, ce sfat îți dă. Multe mesaje. În primul rând, zi se spune să notezi tot ceea ce este remarcabil la relația ta, tot ceea ce este pozitiv, să-ți notezi pe o hârtie. Apoi avem onorează, onorează persoana iubită și notează, nu, um, onorează-ți persoana iubită și acest lucru îți va face ca relația să devină mai puternică avem univers, universul te ghidează către persoana specială, lasă totul să curgă într-un mod natural. Deci ți se spune clar să apreciezi tot ceea ce ai în jurul tău, doar că trebuie să lași lucrurile să curgă. Împărtășiți-vă visele și încurajați-vă reciproc pentru a le face realitate. Să vedem oracolul ce spune. Un bărbat tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr. Da? Este un bărbat spiritual sau un bărbat care te respectă, da? Un bărbat care nu știu, căruia îi plac discuțiile cu tine și avem o întâlnire, o cină romantică, un vin pe care îl bei cu cineva sau o întâlnire, da? Și aici avem o regină de gheață și un suflet pereche. O conexiune foarte profundă. Surpriza poate să țină și de faptul că cineva poate să vină să-ți ceară un sfat. Dar pentru unii treaba asta eu văd că are legătură și cu banii sau cu partea profesională. Să vedem și îngerii romantici ce părere au. Îngerii spun că în acest moment trebuie să faci efort pentru relația ta, pentru partea ta de iubire, să oferi acestei relații o șansă sau să oferi o șansă unei persoane să fiți într-o relație, că n-ai de unde să știi cum e omul, dar trebuie să-i dai șansă. Atracție, și se spune că tu atragi iubire prin faptul că te bucuri de fiecare moment. Deci e important acest aspect. Și îți spune să-ți o pauză, o pauză. Unii puteți să aflați de o pauză într-o relație de lungă durată sau puteți să aflați de un cuplu din jurul vostru că pleacă într-o vacanță sau că vor să stea puțin singuri. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să apăsați butonul de like, să-mi lăsați un comentariu. De asemenea, vă invit cu drag și pe aplicația de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea, vă aștept cu drag acolo oricând aveți nevoie de o ghidare. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.